la bugetul local, precum și gestionarea exigentă a cheltuielilor, unde am pus accentul pe asigurarea cheltuielilor de strictă necesitate, cum sunt cheltuielile de personal, protecție civilă, cofinanțări proiecte, cât și finanțarea obiectivelor de investiții în continuare cele noastre. De asemenea, am ținut cont și de raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil, prin care se propun prevederile bugetare pentru anul 2020. Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Mihai Viteazul pe 2020, conform următoarelor anexe. Anexa 1. Estimarea veniturilor și cheltuielilor pe anul 2020, detailat pe fiecare sursă de venit, capitole, subcapitole și clasificație funcțională. Anexa 2. Lista obiectivelor de investiții finanțate din excedentul local. Anexa 3. Lista detailată a obiectivelor de investiții propuse a se finanța în anul 2020. Excedentul constituit și înregistrat la data de 31.12.2019 este în suma de 5.184.000 de lei și va fi repartizat la secțiunea de dezvoltare. Total venituri 16.701.100 de lei. Total cheltuieli 21.885.100 de lei. Aici vedeți diferența, că aici se adaugă la venituri cele din excedent, la 5 milioane. Și la venituri avem tot 21 de milioane și suntem în echilibru. Consider și doresc ca acest proiect de buget supus dezbaterii publice, cât și aprobării Consiliului Local, să fie unul viabil și să răspundă necesităților comunității. Vă propun spre aprobare pe capitole și subcapitole proiectul de buget pe anul 2020. În box, în susținerea propunerii mele, legea 273 din 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, legea numărul 5 din 2020, legea bugetului de stat. Referitor la referatul compartimentului financiar contabil. Proiectul bugetului general al Comunei Mihai Viteazul pe anul 2020 a fost întocmit în baza legii 273 din 29 iunie 2007 privind finanțele publice locale și legii bugetului de stat din 5.06 ianuarie 2020. Bugetul local al Comunei Mihai Viteazul pe anul 2020 este în suma de 16.701.100 lei la venituri și 21.885.100 de lei la cheltuieli. Și este prezentat în felul următor. Fundamentarea veniturilor bugetului general s-a realizat în baza legislației fiscale actuale, a hotărârea Consiliului Local al Comunei Mihai Viteazul numărul 25 din 2019 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020. Deci aici trebuie să vă spun că când am hotărât noi, nu s-au majorat taxele și impozitele, au rămas la nivelul anului 2019. A sumelor primite din bugetul de stat, din taxa pe valoare adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei și în baza sumelor primite din impozitul pe venit, repartizată prin hotărârea Consiliului Județean numărul 11 din 31.03.2020. Au fost alocate de la bugetul de stat sume defalcate din taxa pe valoare adăugată în suma de 3.182.000 de lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul Comunei Mihai Viteazul în suma de 1.126.000 de lei. Astfel, pentru cheltuielile prevăzute la articolul 104, aliniatul 2, litera B și E din Legea Educației Naționale, numărul 1 din 2011, pentru finanțarea ajutorului pentru încălzirea cu lemne, pentru plata stimulentelor educaționale și pentru copiii cu cerințe educaționale speciale,
pentru plata stimulentelor educaționale din familii defavorizate și pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare. Pentru echilibrarea bugetelor locale și proiecte nominalizate în legea bugetului de stat, în sumă de 2.056.000 de lei. Sumele programate în anul 2020 pentru echilibrarea bugetului local al comunei conform adresei ANAF numărul 129 din 13.1.2020 provin din alocări directe din impozitul pe venit, 4.711.000 de lei. Prin hotărârea Consiliului Județean numărul 11 a fost alocată suma de 470.000 de lei pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Veniturile bugetului local sunt în suma de 16.701.100 de lei, fiind formate din venituri proprii 6.070.700 lei, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată în suma de 3.182.000 de lei, cote defalcate din impozitul pe venit în sumă de 5.181.000 de lei, subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței 5.000 de lei, subvenții primite de la alte administrații 702.000 de lei și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 1.560.000 de lei. Astea au fost veniturile. Cheltuielile bugetului general al Comunei Miadiceanu de anul 2020 au fost fundamentate și dimensionate pe cele două secțiuni ale bugetului, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, urmărându-se asigurarea secțiunii de funcționare în sumă de 11.040.600 lei și asigurarea resurselor pentru secțiunea de dezvoltare în sumă de 10.844.500 de lei. Cheltuielile bugetului local sunt fundamentate, dimensionate și repartizate pe destinații, respectiv pe acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective. Acestea se efectuează în concordanță cu atribuțiile ce îi revin autorității publice locale, cu prioritățile stabilite în vederea funcționării și în interesul colectivității locale. La stabilirea sumelor necesare acoperirii secțiunii de funcționare, componenta de bază obligatorie a bugetului general au fost respectate următoarele. Cheltuielile de personal au fost stabilite respectând prevederile legii 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a hotărârii de guvern numărul 935 din 2019 privind stabilirea salariului de bază minim garantat în plată, hotărârea Consiliului Local numărul 78 din 2017 și numărul 9 din 2019, ordonanța de urgență a Guvernului 114 din 2018, privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative și s-a luat în calcul numărul de posturi din organigramă. Sumele alocate pentru bunuri și servicii au fost majorate față de anul 2019, asigurându-se cu prioritate prevederi pentru acoperirea cheltuielilor de electricitate, gaz, încălzire, apă, salubritate, prin acesta acoperându-se inflația, creșterile de prețuri și tarife la utilități. Bugetul de dezvoltare aferent anului 2020 a fost fundamentat asigurând cu prioritate prevederi pentru finalizarea investițiilor aflate în curs de execuție, precum și alte obiective noi. Cheltuielile în sumă de 21.885.100 de lei sunt împărțite pe cele două secțiuni astfel. Cheltuieli de funcționare în sumă de 11.040.600 de lei, cheltuieli de dezvoltare în sumă de 10.844.500 de lei. Cheltuielile de dezvoltare în sumă de 10.844.500 de lei se suportă din bărsăminte
din veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 3.398.100 de lei, Fondul European Agricol de Dezvoltare Locală în sumă de 1.560.000 de lei, sume alocate din bugetul APIR, Agenția de Finanțare Rurală, pentru susținerea proiectului din PNRR 2014-2020, 702.400 de lei și din excedentul anilor precedent în sumă de 5.184.000 de lei. Bugetul local al Comunei Miadicaru pe anul 2020 este prezentat în anexa 1, așa cum v-am arătat. Mai am, în conformitate cu prevederile articolului 58 din legea 273 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe cele două secțiuni se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează în baza hotărârilor autorităților deliberative astfel, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare după caz la sfârșitul exercițiului bugetar, pentru acoperirea golurilor de casă pe parcursul execuției bugetare. Excedentul la sfârșitul anului 2019 este în sumă de 5.596.448 de lei. Executivul propune utilizarea sumei de 5.184.000 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Repartizarea acestuia pe obiective de investiții se face conform anexei 2 și se regăsește în lista de investiții. Investițiile propuse a se realiza în 2020 sunt cuprinse în anexa numărul 3, lista obiectivelor de investiții. Bugetul depus la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice este anexa a hotărârii de aprobare. Ce să vă spun, în două cuvinte să vă mai completez aici. În ultimii 2 ani, deci anul acesta este primul an când nu s-a umblat la exceder. 2 ani anterior, 2018-2017, guvernele care erau la guvernare ne-au luat acest bani, dar nu le-au luat, ne-au lăsat la noi, dar ne-au dat mai puțin cu cât aveam exceder. Anul acesta, excedentul a rămas, l-am putut adăuga la buget. Veniturile s-au subțiat față de anul trecut. Din ce cauză, față de anul trecut, avem cu 2 milioane de lei mai puțin. În 2019 aveam cu 3 milioane mai puțin față de 2018. Și în 2018 am avut cu 8 milioane de lei mai puțin decât în 2017. Deci suntem într-un trend de scădere. Veniturile proprii nu sunt la nivelul așteptărilor. Și să vă mai spun un lucru care deranjează enorm. Și mergând zilele următoare, deci duminică trec la București, 3 zile la o ședință cu vreo 600-700 din țară și vom propune, deci eu voi propune, schimbarea legii amenzilor. La nivelul comune Miadicaru avem amenzi neîncasate de 1.000.000 și vreo 200.000 de lei. Și a venit Curtea de Conturi și zice, domnul primar, ne-ați luat măsuri. Noi zilnic luăm măsuri, analizăm 50 de amenzi și începem să facem proprii, pe salarii, pe conturi și sechestru și așa de mai departe. Dar zilnic intră alte 50 de amenzi. Deci, cam așa să s-o potriți dumneavoastră și așa să o aveți, zilnic intră 50 de amenzi care nu se plătesc. Ideal,
Este punctul meu de vedere. Amenzile de circulație ar trebui să aibă un termen de 3 luni în care se poate plăti. Nu s-a plătit, vă rog frumos să rețineți permisul de conducere. Și atunci s-ar putea să se încaseze aceste sume. Dar până nu se vor lua măsuri foarte severe și chestia asta s-a mai spus, o să zic domnul primar, dumneata vrea să umbli la drepturile omului. Da, posibil, am greșit undeva. Dar înainte de 89, eu vă spun că eu am născut undeva în 53, și înainte de 89, dacă aveai o amendă neplătită, la 3 luni băteau la ușă și spuneau: domnule, vă rog frumos, veniți cu mine, că trebuie să mergeți undeva unde nu mai ieșiți, așa repede, până nu achitați amendele. Deci nu dorim chiar așa o chestie, dar permisul se poate pune jos. Mâine am bani, se plătesc amenda. Mâine fac altă amendă, poi mâine altă amendă și sunt foarte mulți conducători auto în fața poliției grupe amendă. Nu despre asta vorbim. Deci vorbim despre bugetul local. Eu v-am prezentat bugetul. Bugetul este... Deci, la bugetul local, la exact, n-am modificat absolut nimic față de ce am discutat în comisii. În comisii am discutat foarte amănunțit. Singura problemă care a rămas nerezolvată este problema sportului. Restul sau... Ați luat la cunoștință, ați fost de acord în comisie, nimic nu am modificat, este în fața dumneavoastră documentele și puteți să-l vedeți. Iar la sport, eu să vă arăt bugetul, spune așa, este, deci cum este propunerea, este numai o propunere și chestia asta am discutat și în comisie și de aici se pot face și amendamente. Și la buget oriunde se poate face amendamente. Este vorba de 330.000 contribuție conform asocierii cu Clubul Sportiv Arieșu. Este 30.000 pe lună și este 140.000 proiecte în domeniul sportului în baza legii 350. Cam atât. Să punctul numărul 3. Să trecem la buget. Să trecem punctul numărul 3. Punctul 3. Asta este buget. Domnul primar, proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local prin care se asociere și finanțează cu... Asta e punctul numărul 3. Da, da, da. Să discutăm aici. Nu e altul punct, dar ăsta este în buget. Este prins aici, în buget. Voi, dumneavoastră, dacă votați bugetul, înseamnă că ați și punctul ăla la tot acesta. Bun, întrebați dacă aveți o legătură cu buget? Nu. Am analizat pe comisii și am făcut trei ședințe. Dacă nu sunt întrebați... Deci nu s-a modificat nimic, aveți... Atunci se votează prima dată veniturile și pe urmă cheltuielile, da? Cine este de acord cu venituri? Capitolul venituri? Împotriva abțineri. Bun. Și atunci, cheltuielile, cine este de acord cu cheltuielile? Cum îi prezenta domnul primar? Aici, dacă îmi dați voie, domnul președinte, am de făcut ceva completări, n-am greu de făcut, dar încă, ca și cetățean al comunei, pot să fac câteva completări. Conform legii, domnul secretar? Deci, ca și consilier, nu. Ca și cetățean al comunei. La diverse. Este un punct unde se alocă o sumă pentru presă. Aș veni cu propunerea, eu oricum nu mai fac parte și nu m-am angajat pe mine, dar probabil că dumneavoastră domnilor consilieri de inițiativă vă va ajuta. În banii aceia ce se dau pentru presă, să se țină cont dacă tot se înregistrează, ședințele se fac publice în presă și de părere și amendamentele aduse de consilieri și de cetățeni.
Nicăieri niciodată nu a apărut un comentariu, amendament, abuz de putere sau putere cetățean sau consilier. Mai mult, amendamentele, acum că se tot publică pe monitorul local, probabil că o să fie cetățeni care vin cu amendamente și o să doresc să fie comunicate amendamentele cetățenilor la diferite proiecte și votate în cadrul Consiliului Local, cum se numește. Deci, proiectele, amendamentele respective nu au fost făcute până acum pe pagina oficială. Bănuiesc, acum nu știu de la presă, dacă au fost trimise către presă amendamentele respective, dar nu era obligația presei să vă aducă la cunoștință amendamentele pe care le au niște cetățeni. Cetățenii, dacă doreau, puteau face amendamente și să le transmită către Consiliul Local, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Eu, cel puțin, ca și secretar al comune, n-am primit niciun amendament. Că se face pe pagina de Facebook al cuiva, nu are nicio valoare, din punctul meu de vedere. Până acum nici nu a fost o pagină bine pusă la acum. Dar cum a fost? Într-adevăr, vă felicit pentru inițiativa pe care ați luat-o, dar consider că în suma respectivă de 1200 cât primesc unele preste, s-ar putea comunica și amendamentele și inițiativele colegilor din Consiliu. Și ale cetățenilor. Bun. În momentan nu este înregistrat, asta v-am spus, nu este niciun amendament venit către Consiliul Local înregistrat. Bine, era în considerare, deci atunci dacă mai este ceva în legătură cu capitolul cheltuieri, mai am eu. Dacă nu trebuie să votează pe fiecare capitol, dar nu n-ai ce face, cum se face. Și? Eu am da? Deci și și. Deci pe capitole. Și pe urmă, pe tot. Acum, totalul cheltuielilor, pe urmă, trebuie să luăm așa pe capitole, da? Da, deci cheltuielile putem citi toate. Da? Cum? Pe așa, am înțeles, să votăm pe capitole. Da. Putem vota pe cheltuieli, dar atunci, din câte am înțeles, colegul domnul Jucan are la un capitol ceva, amendamentul de domnul Jucan. La capitolul la fotbal, am zis și lucrul trecut că e suma e prea mare pentru renumerate la clubul asociației și am votat împotrivă. Nu sunt împotriva sportului, cum se vehiculează și asta, dar suma mi se pare prea mare alocată din partea Consiliului. Și un alt motiv pe care l-am zis, în ceea ce privește conducerea clubului Arieșul Club, dar s-a implicat cam puțin pentru colectarea de bani conducerea consolidă. Eu am avut atunci o propunere pe parte din banii ăștia pe să dau și atât pentru banii zilei prietenie pe care am fost împotriva subținerei sumei și totodată acum văd că s-o transforma ziua zilele comune în zilele prieteniei. Banii aceste și banii din deplasări să se facă alocați la proiecte europene echipei care lucrează la proiecte europene și făcute mai multe proiecte și adus mai mult bani în cadrul acestei instituții. Da? Aceste pretenții am avut. Deci, așa la vot, ca să spun tehnică. Punem veniturile, supunem la vot veniturile, dacă suntem de acord. Veniturile de acord, dar s-au votat. Cheltuielile, dar cu amendamente, dacă există amendamente la cheltuielile. Da, deci amendamentul lui domnul Jucan. Da. Cine este pentru forma, în afară mai sunt amendamente? Alte amendamente? A, mai este un amendament aici. Domnul Sigur, domnul Sigur, domnul Sigur, domnul Sigur, domnul Sigur, deci, Comisia numărul 3, acolo la capitolul fotbal, la cheltuieri, nu se referă la bani, se referă
la următorul aspect. Contribuția financiară să fie condiționată de inițiativa câtorva consilieri locali, prin care se cere pe echipe de juniori să fie compuse de cel puțin 80% din tineri care sunt locuitori al comunei Mihai Viteazu, iar echipa seniorilor să fie formată din cel puțin 60% tot din locuitorii comunei, coborând astfel pragurile inițial propuse în acel proiect de hotărâre, respectiv 100% grupa mică, 80% grupa mare. Și aici este și un amendament, adică o explicație, prin această selecție s-a rezolvat fuzionarea echipei USP Cornești cu Asociația Club Sportiv Arieșu Mihai Viteazu, soluție propusă încă de luna septembrie 2019, sublinind și repetând faptul că la nivel comunal nu este posibilă finanțarea simultană a două cluburi de fotbal diferite. Deci asta este un amendament, dar bineînțeles acest lucru numai cu începerea sezonului viitor de campionat, fiindcă acum deja este pe parcurs, care nu se pot face. Nu se pot face acum schimbări. Eu pe orice, deci la următoarea ședință primărie, la Consiliul Local, a intrat un proiect de hotărâre privind acest aspect. Când s-a fost intrat în data de 5, nu a întrunit toate condițiile și de aceea nu l-am putut introduce pe ordinea de zi. Și atunci, fiind proiect de hotărâre care urmează să fie votat, consider că acest amendament, nu știu dacă și are rost, că intră pe ordinea de zi la ședința următoarea în declarație. Avem atunci două propuneri. Votarea capitolului de cheltuieli în forma impusă de domnul primar și votarea capitolului de cheltuieli cu amendamentul lui domnul Jucan. Cine este cu forma propusă inițial de domnul primar? Fără amendament vorbesc acum. Fără amendament. Și cine este? Deci împotrivă, abține? O abține. Că domnul Popescu vicește de la ședință, se simte 13 consilieri, nu 14. Și atunci cade amendamentul lui domnul Jucan. Supuneți și ala la vot. Deci supun la vot. Votarea bugetului ca amendamentul lui domnul Jucan. Bun. Deci la titlul este votat. Putem trece la lumea de pe ordinea de zi.